Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. În cursul acestei dimineți, polițiștii serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfășurat o acțiune de control, fiind vizați în special șoferii autovehicolelor de transport persoane. Care sunt rezultatele, aflați în minutele care urmează. Aceste controle efectuate de polițiștii mureșeni în trafic se desfășoară periodic, în vederea verificării respectării normelor cu privire la circulația pe drumurile publice, dorind a se diminua riscurile la care sunt supuși atât șoferii cât și pasagerii în timpul deplasării. În această dimineață, în intervalul orar 6:30-8:30, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru combaterea nerespectării normelor legale care reglementează activitatea de transport public de persoane și circulația pe drumurile publice. Astfel au fost vizați conducătorii autovehiculelor cu o capacitate de peste 8+1 locuri. În urma acțiunilor au fost controlate 52 de autovehicule și au fost testat cu etilotestul 52 de conducători auto. Nu au fost constatate abateri pe această linie. Dacă în ceea ce privește consumul de alcool la volan nu au fost constatate nereguli, polițiștii mureșeni au aplicat 27 de sancțiuni pentru nerespectarea altor norme privind circulația pe drumurile publice. A fost reținut și un permis de conducere pentru nerespectarea culorii roșii la semafor în zona Pieței Bulgarilor și un certificat de înmatriculare pentru lipsa inspecției tehnice periodice. Totodată, pe strada Livezeni a fost depistat un conducător auto care transporta persoane în plus în autovehicul, iar în consecință polițiștii au imobilizat autovehiculul. Abaterea de la normele legale de circulație poate atrage o serie de contravenții, însă, dincolo de aceste sancțiuni, șoferii trebuie să conștientizeze că în timpul deplasării este necesar să adopte o serie de măsuri, atât pentru siguranța personală, cât și pentru cea a pasagerilor și chiar a pietonilor. Odată cu evoluția tehnologiei au apărut noi viziuni și în ceea ce privește fotografia. Dincolo de imortalizarea anumitor momente, artista Iulia Șanta reușește să evidențieze fotografia ca amintire și artă. Pornind de la pasiunea pentru călătorii în natură și imortalizarea anumitor aspecte pe care adesea nu le observăm, Iulia Șanta și-a dorit să dezvolte acest hobby studiind arta fotografică. Cred că de prin 2009, când printr-o excursie am făcut un număr destul de mare de fotografii prin Delta cu familia și apoi m-am și înscris la Școala Populară de Arte de aici din Târgu Mureș. Am absolvit studiile. Profesor mi-a fost domnul Cezar Buliga și am spus de ce să nu continui, pentru că pasiunea tot creștea și am spus să fac și studii de licență. Așa că m-am înscris la Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. Anul trecut am și absolvit și vreau să spun că am învățat destul de multe lucruri. Și am decis să continui cu fotografia ca stil de viață și, de ce nu, ca o meserie. Indiferent de decorul ales sau personaj, Iulia a reușit să treacă dincolo de semnificația simbolică a fotografiei, fiind unul din exemplele artiștilor care transmit stări prin pictura cu lumină. Prin fotografie și, de ce nu, prin tot ce înseamnă vizual și imagine vizuală, putem spune tot felul de lucruri și, până la urmă, fotografia este un intermediu de comunicare între oameni. Așa că ne ajută să comunicăm între noi, să transmitem mesaje, să receptăm tot felul de lucruri și atunci, da, devine un fel de comunicare. Și, pentru că rezultatele bune necesită multă muncă, tânăra artistă a dorit să experimenteze fotografia în cât mai multe decoruri pentru a reuși să transpună în imagini cele mai surprinzătoare stări și povești rostite. Natura oferă un cadru interesant și de multe ori foarte expresiv, dar în momentul în care apare și un personaj, lucrurile încep să se lege, apare o poveste, un concept, ideea poate fi alta, iar felul în care personajul este așezat sau
prezintă anumite stări, da, sau poziții, schimbă cu totul povestea. Odată cu finalizarea studiilor de profil, artistul fotograf Iulia Șanta și-a însușit o serie de tehnici, astfel încât să poată evidenția specificul și frumusețea umană, precum și unicitatea elementelor regăsite în natură. Începutul de an reunește vânătorii din Reghin și din împrejurim, dar și cele mai interesante povești specifice în cadrul unui bal tradițional, organizat an de an, atât pentru împătimiții vânătorii, cât și pentru cei care abia acum descoperă tainele acestei pasiuni. Îmbrăcați de sărbătoare, vânătorii și-au luat la braț soțiile și au petrecut într-un cadru specific. Balul vânătorilor și a pescarilor este un bun prilej ca vânătorii și pescarii să împărtășească cele mai interesante povești, expunându-și cele mai impresionante trofee. Balul vânătorilor, din punctul meu de vedere și cred că și din punctul de vedere al celor vânători, înseamnă o adunare între vânători și pescari în care putem să ne exprimăm dragostea față de vânat, putem să socializăm, să ducem soțiile cu noi care de foarte multe ori le lăsăm acasă când noi plecăm la vânat. Acum avem ocazia să le ducem cu noi, să se întâlnească și ele. După un an în care vânătorii și pescarii au profitat de cele mai frumoase ieșiri în natură, acum au avut ocazia de a se distra împreună. Suntem la sfârșitul unui sezon de vânătoare, mai este foarte puțin până în 14 mai când se termină acest sezon și am venit să ne împărtășim ceea ce am realizat în sezonul care este încă în curs. Să ne lăudăm, să ne spunem experiențele. Cei care au luat parte la bal au avut ocazia de a participa și la o tombolă în care au fost puse la dispoziție premii pe măsură. Care ar fi premiile care sunt puse în joc? Nu prea știu, dar fazani, blană de vulpe și pentru pescuit. Toc de armă, toc de unghiță, chiar unghiță. La bal au fost prezenți invitați care au ca pasiune vânătoarea și pescuitul, indiferent de domeniul profesional, de la oameni de afaceri, primari, consilieri, șefi de instituții, până la silvicultori, dar nu numai, cu toții au petrecut alături de familie și prieteni. Doi tineri au fost reținuți pentru proxenetism și spectacolul O viață singură va fi jucat pe scena Teatrului Național din Târgu Mureș. Mai multe detalii aflați în știrile pe scurt. Un bărbat și o femeie din comuna Ungheni, județul Mureș, bănuiți că au obținut venituri din facilitarea practicării prostituției pentru 5 tinere, au fost reținuți. În cauză a fost indisponibilizat un autoturism despre care există suspiciunea că a fost achiziționat cu bani proveniți din activitatea ilicită. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, împreună cu un procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș, cu suportul de specialitate al polițiștilor Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza județului Mureș la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de proxenetism. În fapt, un tânăr de 25 de ani și o tânără de 23 de ani, ambii din comuna Ungheni, județul Mureș, sunt bănuiți de faptul că în perioada august 2016-februarie 2017 ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 5 persoane de sex feminin, dintre care 3 minore. Cei doi tineri și-ar fi dat acordul cu privire la activitatea desfășurată și s-ar fi ocupat de asigurarea căzării, utilităților, hranei, promovarea anunțurilor pe internet și transportul persoanelor care practicau prostituția. O parte din câștigurile rezultate din practicarea prostituției ar fi fost predate celor doi tineri. Față de cei în cauză, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, urmând a fi prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu Mureș anunță reprezentația cu spectacolul O viață sigură de Elena Vlădăreanu în regia lui Robert Bălan, reprezentație ce va avea loc miercuri 22 februarie de la ora 19:30 la Sala Mică. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Emilia Banciu, Loredana Dascălu, Claudiu Banciu și Alexandru Andrei Chiran. Scenografia și costumele sunt realizate de către Măriuca Ignat. Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate de luni până vineri între orele 12:17:30 la Agenția de Bilete a Palatului Culturii sau la Casa de Bilete a Teatrului de luni până vineri între orele 9:15.
Asociația de vânătoare Hermina Chiheru și grupa de vânătoare Braza au marcat sfârșitul sezonului de vânătoare prin tradiționalul bal. Fondul 45 Chiheru este unul mijlociu, cu o suprafață teritorială compusă din 4 comune și 15 localități, unde împătimiții au posibilitatea de a vâna o gamă variată de specii sălbatice. După încheierea sezonului, vânătorii și-au pus armele în cui și au petrecut până târziu în noapte. Popularitatea chiherului a crescut datorită fondului cinegetic și a unor partide de vânătoare impresionante, crescând astfel și numărul participanților la bal. Vânătorii au recoltat diferite piese, diferite animale, cu autorizație. Ne-am adus un bucătar pe lângă cei de la restaurant de aici, un bucătar care a lucrat prin Viena bucătărie și să ne facă niște preparate mai altfel decât cele standard sau tradiționale. Apoi am căutat, știți, la un bal din ăsta, așa cum mai de mult întrebau bărbații când mergeau la nuntă, două întrebări puneau: cine cântă și de unde-i vinul? Și noi am încercat să aducem instrumentiști de calitate și vinul l-am adus de la Culpiu. Trofeele expuse în cadrul evenimentului și bucatele vânătorești pregătite cu mare iscusință de către bucătari, oferind un adevărat regal celor prezenți. Balul este o tradiție care cred că este antică, pot să spun. Vânătorii în sine, ei ca bărbați, tot mereu fac câte un chef după o vânătoare reușită, iar când se termină sezonul, se gândește și ei, cum e normal, să-și invite și soțiile și prietenii ca să sărbătorească un an bun care a trecut și așteptându-l pe celălalt bun care va veni. Pasiunea pentru vânat, dar și beneficiile care vin odată cu acest sport, reunește în fiecare an cele mai frumoase povești ale celor mai iscusiți vânători. Pentru aceștia, nu împușcatul animalului este principala satisfacție, ci îngrijirea acestuia. Avem locuri de hrănire care se aprovizionează permanent cu fân, cu păioase, cu porumb, cu sare și v-am spus, vânătoarea nu înseamnă neapărat împușcarea vânatului. Asta este ultima noastră plăcere, împușcarea vânatului. Pentru noi vânătoarea înseamnă altceva, cel puțin pentru mine. Vânătorii au petrecut alături de familie, cunoștințe și prieteni, cum au știut ei mai bine, cu dans și muzică bună. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!